Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Există teorii care spun că Dej ar fi fost iradiat când a fost în vizită la ruși, dar există și o altă explicație. Undeva prin 1960, în biroul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, se prezintă Chivu Stoica, la acea vreme șef al guvernului. Radios, bucuros, acesta din urmă îi arată o piesă de mărimea unei cutii de chibrit și îi raportează: "Tovarășe Dej, am aici o bucățică de uraniu din prima șarjă produsă de noi." Dej îi răspunde: "Pune-o în vitrină, lângă machetele primului tractor și primului autocamion produse în țara noastră." Toate trei erau semne ale unei linii de dezvoltare independentă a economiei românești. Ambalată frumos într-o cutie de sticlă transparentă, bucata de uraniu îmbogățit a rămas în biroul lui Dej aproape un an, când a fost văzută de Gheorghe Rădoi, generele acestuia. Rădoi a spus lui Dej că e periculos să țină în birou bucata de uraniu radioactiv și îi cere să facă măsurători. În biroul lui Dej, aparatura a început să zbârnăie. Bucata de uraniu a fost îndepărtată. Însă, nu după mult timp, șeful de cabinet al lui Dej a murit de cancer. După moartea șefului de cabinet, a murit și Dej, tot de cancer. A murit de cancer și șeful gospodăriei de partid, care îl vizita pe Dej aproape zilnic. A urmat la rând frizerul său, care îl bărbierea zilnic, și apoi șeful escortei sale. Episodul este relatat de Gheorghe Apostol într-o carte de memorie apărută în 1998. Adulator necondiționat al lui Dej, Apostol a încercat să dea întâmplării o semnificație patriotică și spune: "Prima șarjă de uraniu îmbogățit provenea de la întreprinderea socialistă de profil care, sub conducerea înțeleaptă a lui Dej, abia se desprinsese de împovărătorul Sovrom Cuartit. Dej se jerfise așadar pe altarul independenței economice față de Moscova." Interpretarea lui Apostol nu e însă singura. Alții ar spune că povestea dă măsura ignoranței fostului electrician ajuns șef al României socialiste. Cartea lui Apostol prezintă și alte episoade de culise din epocă, cum ar fi întâlnirile cu Stalin, un loc comun în memorialistica multor comuniști. Unele întâmplări de la Moscova sau de la București au fost povestite și de alții și pot fi astfel comparate. Altele sunt inedite, dar în general, cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai epopeice. De exemplu, cele din timpul detenției interbelice, care îl transformă pe Dej într-un fel de guru din umbra al comuniștilor, dar și al politicii românești. Astfel, Dej este, potrivit lui Apostol, cel ce din închisoare l-a convins pe regele Mihai să îi se alăture planului său de ieșire din alianța cu Germania nazistă. Dar să vedem acum și reversul medaliei, teoria asasinării lui Dej pusă la cale de KGB. Primul lider al României comuniste a murit fulgerător după conferința tratatului de la Varșovia. Acest lucru a născut suspiciuni, apărând numeroase teorii ale conspirației privind sfârșitul lui primului ceferist al țării. Una dintre aceste teorii arată că Dej, un adversar înverșunat al destalinizării, a fost asasinat prin iradiere. Pe 19 martie 1965 se stingea din viață Gheorghe Gheorghiu Dej, primul lider al României comuniste. A rămas cunoscut ca un personaj duplicitar, un susținător înfocat al colectivizării forțate și al industrializării, dar și cel care a creat sistemul cumplit al pușcăriilor și al epurării politice din anii 50. Practic, a fost primul dictator al comunismului românesc. Moartea fulgerătoare a lui Dej a ridicat numeroase semne de întrebare. Deși diagnosticul medicilor este fără echivoc, sunt mulți dintre cei care sunt siguri că Dej a fost asasinat de KGB. Dej era bolnavul numărul 1 al României. A fost bolnav de mic de plămâni. În mod oficial, Gheorghe Gheorghiu Dej a murit pe 19 martie 1965 la orele 17:43. Diagnosticul medicilor era metastază produsă de un neoplas pulmonar. Pe scurt, Dej a murit de cancer la plămâni. Boala a fost însă galopantă. Vom cinsti memoria ta
dragă tovarășe Gheorghiu, întărim continuu unitatea și forța de luptă a partidului, unitatea întregului popor în jurul partidului și al comitetului său centrat. Vom înzeci eforturi și vom munci cu abnegație pentru înfăptuirea neabătută a linii generale a partidului. Vom închina întreaga noastră viață cauzei fericirii poporului, ridicării patriei pe culmele socialismului și comunismului. Vom lupta și mai mare hotărâre pentru triumful cauzei păcii, retinii între popoare, a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Adio, cum tovarăși și prieteni. Pe scurt, deja a murit de cancer la plămâni. Boala a fost însă galopantă, diagnosticat în luna ianuarie. Aceasta a rezistat doar 2 luni, deși a beneficiat de ajutorul celor mai buni medici ai vremii. În a doua jumătate a lunii ianuarie 1965, tovarășul Gheorghe Gheorghiu deja a prezentat semnele unei afecțiuni pulmonare cu tuse și expectorații reduse, seromucosanguinolente. În ziua de 19 martie după ora 16, starea bolnavului s-a înrăutățit brusc. Bolnavul a intrat în comă și a încetat din viață la ora 17.43, se arăta în ziarul Scânteia din acea perioadă. Diagnosticul a venit după conferința din cadrul tratatului de la Varșovia, la care participase Gheorghe Gheorghiu Dej, alături de o delegație românească. La numai câteva zile la întoarcerea în țară, liderul comunist a început să aibă o tuse supărătoare. A fost consultat inițial de medicul său personal, Leon Bercu. Acesta era îngrijorat de secrețiile cu sânge eliminate de Gheorghe Gheorghiu Dej după fiecare acces de tuse. A fost consultat de cei mai buni medici din România, toți au ajuns la același diagnostic, cancer pulmonar. A fost îngrijit în condiții extraordinare, fiind chemați inclusiv medici specialiști din Franța. Evoluția a fost galopantă. În 2 luni, Dej murea de cancer. Culmea, în anul 1964, fuse un control anual amănunțit și părea sănătos tun. A fost investigat inclusiv la plămâni și aceștia păreau sănătoși. Acest amănunt i-a făcut pe mulți să se gândească cu suspiciune la moartea galopantă a lui Dej. Însă avem și cealaltă variantă, aceea cu cutiuța de mărimea unei cutii de chibrituri, cutiuța transparentă în care Dej ținea bucățica de uraniu radioactiv. Este însă adevărat că Dej suferise de plămâni după ce a fost închis în pușcărie în timpul ilegalității și mai suferea de plămâni din tinerețe. Dej a răcit imediat după ce s-a întors de la Varșovia, mărturisea și Paul Svetcu, șeful său de cabinet, o răceală bruscă care evolua rapid și devastator. Pentru mulți era clar că Dej a fost iradiat, s-a otrăvit, o practică obișnuită a sovieticilor de a-și îndepărta adversarii incomozi. Cu atât mai suspect este faptul că aproape toți ofițerii care asiguraseră paza personală a lui Dej la Varșovia au murit de cancer. Liderul comunist ar fi afirmat de altfel, mai în glumă, mai în serios, cu o lună înainte de a muri, că a fost otrăvit de KGB. Nu ar fi fost singurul. Generalul Pacepa spune că ar fi aflat de la Nicolae Ceaușescu că Gheorghe Gheorghiu Dej s-ar fi aflat pe o listă neagră alături de alte personalități ale vremii, inclusiv Lucrețiu Pătrășcanu, Mao Zedong sau chiar J.F. Kennedy. George Fitzgerald Kennedy. Păcatul lui Dej ar fi fost duplicitatea. Acesta a aplicat politici staliniste atâta timp cât Stalin a fost în viață, apoi s-a reorientat. Pe lângă faptul că a respins planul Valev, adoptat de Caer la insistențele lui Hrușciov, urmașul lui Stalin la conducerea URSS, își reluase relațiile diplomatice cordiale cu statele vestice democratice, inclusiv cu SUA, ceea ce a făcut și Ceaușescu după moartea lui Dej. Președintele Lyndon Johnson vorbea despre România ca despre statul prieten din zona comunistă. Acest lucru era de neacceptat din punctul de vedere al lui Hrușciov, liderul de la Moscova sau Kremlin. Totodată, Dej se desprindea tot mai mult de USSR, rezolvând și problemele.
tema retragerii ultimilor trupe ale Armatei Roșii de pe teritoriul românesc, dar și prin celebra declarație de independență din anul 1964. Așadar, deci devenise foarte incomod. Generalul Pacepa, dar și un alt ofițer de securitate a cărui nume a rămas necunoscut, ar fi afirmat că deja a fost iradiat de ruși în timpul conferinței de la Varșovia. Acesta ar fi fost cazat într-o încăpere stranie, o școală cu dușumele negre, fără încălzire, deși era iarnă. Totodată, în biroul lui Dej, spun alții, din anturajul său s-ar fi aflat o bucățică de uraniu într-o casetă primită în anul 1956. Șeful de cabinet ar fi mărturisit că era deosebit de radioactiv și a fost îndepărtat din birou. În orice caz, dincolo de aceste teorii, privind asasinarea lui Dej, este cunoscut și faptul că liderul comunist avea probleme cu plămânii după perioada în care a stat închis la pușcărie, așa cum am spus. Succesorul lui Dej a fost Nicolae Ceaușescu, un fost coleg de celulă a liderului comunist și totodată un colaborator apropiat, favoritul lui Dej.